Astăzi o să aflați cum eu, Ciprian Cristian Lopsa lospa fac parte din gruparea interlopilor cibernetici. În urma ultimului meu videoclip despre povestea inventată de Ciprian Lospa la adresa mea, v-am arătat faptul că el face parte dintr-o grupare infracțională cibernetică care înscenează povești de genul ăsta, care face conturi false, pentru bani, bineînțeles, cu asta se ocupă ei. O să aflați și cum atrag energie negative și că sunt un suflet întunecat, un demon. Care e ironie ieftină și altceva și care e pierzător de timp la YouTube. Ce valoare dai tu acelor copii? Nu știu, îmi și eu, ca părinte, ca mamă, ca femeie, ca cel care te-am te auzit, nici nu vreau să te văd. Te-am văzut de vreo două ori, dar mi-a fost suficient. Nu. Nu e pe, nu e pe ce trebuie să faci. Astăzi o să asistați la Alianța Rădu cu Felipe, Andreea și Răzvan a aduc câștig garantat, pentru că dacă se găsești un interes comun e greu, cu siguranță se găsești un inimic comun e mult mai simplu. Totul a început de la clipul meu despre aproape bătrânii de 50 de ani Andreea și Răzvan, în care am arătat cum îmi spamează cu sute de comentarii nonsense și off-topic la clipurile mele. Și că e deranjant, chit că deseori mă lăudau și că ziceau că sunt numărul 1. Eram top până să fac clipul despre aproape bătrânei. Și ce au făcut când au văzut clipul meu despre ei? Au spamat iarăși cu sute de comentarii replică și la clipul ăla, la modul că vă provoc să găsiți un comentariu la care să nu fi răspuns. Sunt vreo 2000 de comentarii, dintre care vreo jumătate sunt lăsate de ei. Acum am crezut că de it și că au trecut mai departe, că s-au întors la treburile lor de aproape bătrânei și că am decăzut în ochii lor. Aici avem un expert în să zic în, cum să spun în Dumnezeu? Nu, 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 nu doamne ferește. Însă nu, m-am ușelat. Aproape bătrâneii au mult timp liber pe mână. Atât de mult încât au făcut 46 de videoclipuri despre mine, într-o încercare ieșuată de a-i uni pe toți hoții, țeparii și dubioșii internetului despre care am discutat, plus alții care n-aveau nici cea mai mică legătură împotriva mea. Și eu, între timp mă minunam la cele debitează mintea de aproape bătrânei, sorbind ceai de mușețel din cana mea personalizată, cum sorbeau ei din atenția primită din partea mea și a comunității mele, știind că ăsta e moment oportun și că niciodată în viața lor nu vor mai primi o asemenea atenție. Bam! 46 de videoclipuri care i-au adus la milestone-ul de 2000 de abonați. 45 din cele 46 de videoclipuri dedicate mie au doar intro-ul schimbat și sună într-un mare fel. Salut, Mike! să ai o perioadă minunată. Salutare, salutare! Știi că am comentat și la tine pe canal, bine, mai de mult ticel. Dacă dai căutare pe YouTube Mikey H sau Mihai Alexandru H, Ciprian Lospa, vezi că acel om ușor n-a vorbit tocmai bine de tine. La fel a procedat și cu noi. Ne-a judecat în stilul lui caracteristic. Ilie, să ai o perioadă minunată. Avem un prieten comun, se numește Ciprian Lospa. Dacă știi, a vorbit urât de tine și poți să găsești asta dacă cauți pe YouTube Ilies Vlog Ciprian Lospa. La fel a procedat și cu noi. Ne-a judecat în stilul lui caracteristic. Salut, Paul Gabriel! Să ai o perioadă minunată! Am observat, dacă dau căutare pe YouTube profesorul expert Ciprian Lospa, acel om ușor nu a vorbit tocmai frumos de tine. La fel a procedat și cu noi. Ne-a judecat în stilul lui caracteristic. Salut Vlad, să ai o perioadă minunată. Dacă dai căutare pe YouTube Vlad Alexandrescu Ciprian Lospa, o să vezi că acel omuleț a vorbit urât de tine. La fel a procedat și cu noi. Ne-a în stilul lui caracteristic Salut, Antonio, să ai o perioadă minunată um, Avem un prieten comun Ciprian Lospa Dacă dai căutare pe YouTube, am vorbit ură de tine Dacă cauți Ciprian Lospa, Antonio Pican La fel a procedat și cu noi Ne-a în stilul lui caracteristic Salutare creatorului de conținut Know, you know Am observat, dând căutare pe YouTube Know, you know Deci, uh, scrie în engleză așa deci nou, N O W U K -A N O W, pentru cine nu știe engleză. Nou, you know, Ciprian Lospa. Acel om nu a văzut ceea ce faci tu bine. A văzut doar unele erori ale tale. La fel a procedat și cu noi. Ne a judecat în stilul lui caracteristic. Salut Felipe, să ai o zi bună. Dragă Felipe, avem un prieten comun, se numește Ciprian Lospa. Dacă dai căutare pe YouTube, Ciprian Lospa, Felipe, o să vezi că a vorbit urât de tine. La fel a procedat și cu noi. Ne-a judecat în stilul lui caracteristic. Acum nu cred că trebuie să fiți un geniu ca să vă dați seama cine din lista asta mai are o percepție distorsionată a realității precum o au ei și anume avocatul, parlamentarul, antrenorul personal, arheologul și filipesc, Filipescu stase, cu care au mai multe în comun decât credeți, pe lângă percepția distorsionată și faptul că sunt dușmanul lor, mai au și o duzină de conturi în comun, de pe care vin, se laude, se apără, de pe care ba chiar își lasă și comentarii la propriile lor clipuri. Pe lângă cele două canale principale mai au conturile Țara Bateriilor, YouTube Professional România, Alexandra Dumitrach, Bateriile GP, Felice Alexe, Liviu Stanciu și lista e posibil mai lungă, astăzi cele găsite la îndemână, prin secțiunea mea de comentarii și pe reținute ca spam, evident. Acum, știți cum e cu bătrânețea asta? Pe de o parte îmi zic că mă iubesc prin comentariile de la clipurile mele și pe de altă parte, în comentariile lăsate de ei la propriile clipuri, zic că Lospa e un infect. Ure din partea lor. La auzirea acestei vești, că m-au făcut cum au făcut, am urlat cum urlă aproape bătrânelul de răzvan când face flotări incorrect, ca o fetiță de gimnaziu în sala de sport. Și am zis din bunătatea sufletului meu să-l ofer încă o formă de atenție, ultima porție de validare, cam și alte lucruri mai bune de făcut decât să antagonizezi niște oameni irelevanți și să-i fac să pară mai importanți decât sunt. O să trec pe cât se poate descurc peste gălăgea lor impotentă de o oră și 53 de minute despre mine și după ne întoarcem la căpetenia de haită, dacă tot s-au asociat cu el. Și sunt frați, prieteni, aliați. Bun. Deci Ciprian Lospa, are un canal de YouTube și Ciprian Lospa la descriere a scris despre canalul lui, adică despre el ironie ieftină și alt ceva. Deci cine poate să facă o ironie ieftină? Un om? Ieftin, nu? nu că adică, acum chiar nu comunică. a nu știe. Eu am scris astea, e o ordine aleatorie. Încă o dată, dacă tu vezi tu nu cunoști un om, da? Și vezi la descrierea despre el ironie ieftină și altceva. Zim și mie părerea ta, Andrei. Uh, nu mi-aș dori să am de-a face cu el de la Lospa e forță la nu mi-aș dori să am de-a face cu el, e cale scurtă din câte vedeți, cale de 8 minute și 37 de secunde, cât a durat clipul meu despre ei. Acum, voi vă dați mă cât de sunt la a aduce vreun argument împotriva mea, încât stau aproape bătrâneii să se legem în primul rând de descrierea canalului meu, care în sine... Descrierea este o ironie. Acum eu aș putea să stau și să le explic logic că până și un om ca mine, care face parte din top 10 cei mai inteligenți oameni de pe întreg mapamondul, Poate să fac ironie ieftină, că și ironie scumpă, după cum mi se fulfuie. Însă eu doar aș avea impresia că le dau peste nas logic împreună cu voi, pentru că ei oricum n-ar înțelege. Acum pe tot parcursul videoclipului se leagă doar de chestii trecute în satiră, precum descrieri pe social media, peste care un om normal ar trece și ar zâmbi, că îi spune instinctul că descrierile de pe YouTube și Facebook sunt trecute la cacealma, că n-ar trebui să le ia în serios. Doar ca să vă faceți o idee, am zis asta, că o să încerc să scot chestiile esențiale din călgea asta lor, deși e cam greu că n-au nimic concludent de zis. Și până la urma urmei, dacă pe Instagram n-aveam vreo descriere până acum, hai să-mi trec și acolo una. Mai bine citește, tu, Andrei. Una din șase familii din România nu are nici măcar 10 lei pentru cadourile de Crăciun. Deci? Măi cipriane. Da, în caz că nu știați de ce una din șase familii din România nu are nici măcar 10 lei pentru cadourile de Crăciun acum ați aflat. Eu sunt motivul. Și acum stați și vă întrebați ce treabă are asta cu mine totuși, nu? Nici o treabă. Nici o treabă. V-am zis că e doar gălăgie. 90% din videoclip zic chestii random de parcă sunt niște NPC-uri. Bun. Deci... Deci, încă o dată, că nu vine să cred, zeci de mii de copii din țara au renunțat la școală din cauza sărăciei, vă oameni. Bun, mai departe. Peste 600.000 de mii de elevi nu au acces la învățământul online. Puh, este îngrozitor. Eu v-am zis, Că ai văzut cum ești disperat după vizualizări. Bine, toți suntem, dar tu ești disperat rău de tot. Nu, toți dorești vizualizări, că nu cred că ești disperat. Corect, sunt disperat după vizualizări. Vorbim desori despre ultimii neauziți de pe platformă, precum Andreea și Răzvan, care strâng câteva sute de vizualizări pe YouTube și au 2000 de abonați. Eu fac un video despre ei la 180.000 de abonați. Corect. Pe Instagram aici o poză cu o gagică, dar nu știu, n-am văzut între voi așa o pasiune sau ceva. Știu că tu zici, ei, nu pun viața privată acolo. Nu e, tu trebuie să dai un exemplu minunat. Vă întreb pe voi cum să nu iei niște aproape bătrânei porniți pe tine, care se bat cu cărămida în piept că ei sunt deștepți și știu adevărul absolut și care totodată sunt probabil singurele persoane care au pus botul la poza asta cu mine și Andra Gogan, crezând că este o poză reală și că Andra Gogan este iubita mea. Cum? Și mai ales după ce au făcut un videoclip pe canal în care zic asta. Bună, Andra Gogan, să ai o perioadă minunată. Avem un prieten comun, se numește Ciprian Lospa. Dacă dai căutare pe YouTube, Andra Gogan, Ciprian Lospa, o să vezi că a vorbit urât de tine. La fel a procedat și cu noi. Ne-a judecat în stilul lui caracteristic. Ei, frate, promovează că, uite, de ce eu iubesc pe, cum o cheamă, nu știu, pe, cum o cheamă, pe fata aia, Irina, cum o chemau pe ea. Andra Gogan. Uite, să prezint și tu, băi, Cipriane, când ai fost la munte, bă, tu nu te duci la munte, la mare, unde poți, căcat, stai tu, mă, frate. Nu te duci tu, nu știu, ești Meltean, așa. Bă, frate, n-am văzut și eu la tine că te-ai dus la mare, că ai prezentat ceva la mare. Că, nu știu, e ciudat. Ciudat znaia. <laughs> Doamne ferește. Tare mi că îi plăznește vreo venă la cap, că nu am postat poze și clipuri de când am fost la mare și la munte. În schimb, ca să facă bale la gură și mai tare, uite Răzvan unde am fost. La cinema. Cu iubita mea, Dragogan, evident. Promovezi sedentarismul din câte vezi răzvane. Ce mai zici acum? Uite ce exemplu sunt pentru urmăritorii mei, ba chiar îi încurajez să mănânce și popcorn, să mai lase legumele și fructele. Joacă o pastă. Și cam atât cu videoclipul lor, de acum încolo îi lasă să facă gălăgine în relevanța lor, că altă validare de la mine nu vor mai primi. Acum să vorbim puțin și despre căpetenia de trib. Greșeala pe care am făcut-o eu, vedeți voi, a fost că am lăsat neatenția mea să se infiltreze în gruparea interlopilor cibernetici din care fac parte un om de a lui Felipe. Am vorbit în cele din urmă cu persoana care s-a infiltrat în gruparea lor infracțională, și am spus să mai facă un videoclip în care să arate clar tagul lui Ciprian Lospa, și să arate clar că este vorba de canalul lui oficial, ca să nu mai spună nimeni că, vezi, doamne, e o discuție asta, e o discuție falsă, făcută de mine cu conturi false. Hai să ne uităm așadar la al doilea videoclip trimis de el. Uitați grupa organizații criminale pe care v-am arătat-o și uitați cum a mers cu cursorul pe profilul lui Ciprian Lospa de, despre care s-a spus că ar fi un profil fals de al meu, uitați tagul lui și uitați la ce canal de YouTube duce. Mai întâi băiatul a dat un refresh ca să nu mai spună dal de George Drăghiciu că este inspect element, deci n-are cum pentru că a dat refresh la pagină și acum hai să vedem la ce canal duce. Ei bine, ce spuneți de chestia asta? Nu credeți așa -i? Chiar da, nu mai chem niciodată, nu mi-am asociat contul de YouTube nicăieri, mai ales pe Discord. Și la nu este cum meu pe Discord, ci ăsta. Și am asociat Twitch-ul. Simplu. V-am jurat cu mâna pe inimă și pe tot ce am eu mai scump că eu nu mi-am făcut niciun cont fals, că eu nu v-am contactat prietenele și gagicile și nu le-am amenințat și câte ați mai pățit. V-am spus chestia asta, nu știu câți dintre voi ați crezut. Dar acum sper să fie clar pentru toată lumea. Mai dovadă decât asta nu există. Aștept să-mi cere scuze și Ciprian Lospa. Videoclipurile alea să dispară de acolo. Nope, nu, un interlop cibernetic nu șterge niciodată clipurile făcute la comandă. Ar fi trebuit să știu asta. Și cam atât cu gălăgia creată în jurul meu în ultima perioadă. Am zis să începem anul cu ceva mai light. Și nu uitați, nu Andreea și Răzvan, ci Ciprian Lospa aduce câștig garantat.